Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi, în această zi toridă de vară? Doamne, ce ne așteaptă! Încă e ok, dar da, o să fie 40 de grade, din câte am înțeles, în următoarele zile sau următoarea săptămână, deci trebuie să ne ținem tare și pe poziții, că n-am ce face. E fix perioada aia pe care o detest în vară, dar asta e, trecem și peste asta. Eu azi am venit la voi cu un empties, pentru că m-am plictisit să văd această pungă, care culmea, e de la Christian Dior, da. Acum mi-am dat seama că eu am pus empties-urile în pungă de la Christian Dior, că nu sunt sănătoasă la cap, adică eu am crezut că e o pungă albă simplă, dar acum am văzut. Și o am acolo într-un colț, după ușă, acolo le țin eu, după ușă, să nu le văd, dar totuși le văd când fac curat. Și mă stresează că acumulează praf, Și aș vrea să renunț la ele și să încep altele să strâng, pentru că, după cum vedeți, s-au acumulat ceva. Nici nu mai am loc în punga asta. Și am zis, hai să facem clipul acesta, relaxare de sâmbătă, vă luați cafeluță, ceai, ce vreți voi să beți, o limonadă cu gheață, sau un frappe cu gheață, ar merge mult mai bine. Și hai să vedem, înainte să începem, vreau să vă zic că pachetul de vară, cutia de vară, pe care v-am prezentat-o în clipurile trecute, știți, acel giveaway, a ajuns la câștigătoare, a ajuns, mă rog, un pic întârziat din cauza mea, dar nu cu mult, și câștigătoarea se bucură acum de ele și chiar a fost foarte încântată și a zis că a început să folosească și că îi place foarte mult mandarin bazilic, nu-l știa și mă bucur că am convertit pe cineva la mandarin bazilic, trebuie să recunosc, mă bucură. Așa, hai să trecem la empties. A trebuit să fixez un pic camera pentru că era un pic câș, am impresia, și acum că e câș, dar e obsesia mea, obsesia mea cred că e acum, nu? Nu știu. Hai să vedem ce avem noi aici. Începem cu prima chestie de sus. Avem un săpun lichid în care eu am pus, cred că de 3 ori, alt săpun. După cum vedeți, e un săpun de la Sien, de la Lidl, din acela ieftin, dar ok, cu olive oil, cu ulei de măsline sau cu măsline. Și pe acela l-am folosit primul și apoi am tot turnat în această... în acest recipient, aveam altceva acum, ceva cu roz și între timp mi-am luat alt recipient pentru că acesta s-a cam făcut ciudat, nu știu, după un timp se fac ciudat astea de plastic, dar încerc să le folosesc de mai multe ori ca să nu le arunc după fiecare. Am încercat să-mi iau 1000, da, 1000 de recipiente am acolo, de metal, altele de plastic, în care să tot pun eu și să cumpăr doar rezervă de săpun. Ei bine, după un timp, toate mă nemulțumesc. Ori, n-au pompița ok, n-au pompiță din asta. Nu luați pompița aceea cu bot rotund. Este foarte proastă. Pompiță de genul ăsta au foarte puține din acestea care arată bine în baie și poți să le locuiești doar conținutul. Am și unul care face spumă din săpun, dar mă enervează un pic că trebuie să-l diluesc cu apă, că altfel nu se face. Deci, eu încerc să le folosesc pe acestea cât pot și după aceea trec la altele. Acum am unul de la Dove, cred. Dove e preferatul meu, acela cu One Vanilla, parcă e. Da, e unul din ei. Nu e clasicul, e acela un pic mai frumos, ca miros. Bun, ce mai avem aici? Avem dezinfectant, de-astea de dezinfectat, adică șervețele umede de-astea. De la Expert Wipes. Le-am găsit, cred că, în Kaufland, poți să ștergi baie, bucătărie, zice că e avizat, bactericid. Miroseau foarte frumos astea. Miroseau așa, nu a dezinfectant, nici a lămâie, nici a eu mai știu ce fruct, dar miroseau a parfum, frumos așa. Și de câte ori dădeam suprafețele cu ele, îmi zicea și soțul că cu ce ai dat, că miroase frumos, deci îi plăcea și lui. Și cred că o să mai iau un pachet, mă oftic un pic că nu este mai mare, pentru că e destul de micuț și termin repede. Hai să le punem aici cumva. Am terminat, de fapt mai am
cred că o folosire, dar nu mai pot să scot din el, o să încerc să-l desfac totuși. Acest facial cleanser de la Neutrogena, adică gel de curăța fața cu ce era acesta, cu pink grapefruit și vitamina C, era pentru față cu blemishes, adică pete roșiatici. Deci, de obicei eu sufăr de acest lucru de când mă știu. Mai mi-apar pete, îmi dispar și am zis că poate mă ajută. Într-adevăr, a fost bun, mi-a plăcut că a fost tip gel, eu le caut pe acestea tip gel, nu prea le suport pe acelea tip cremă sau uleiuri sau eu mai știu ce. Acestea gel se înțeleg bine cu fața mea și îmi place să le aplic, să le pun pe față, să mă curăț cu ele, deci dacă îmi place înseamnă că o să le folosesc. Și a fost ok, Neutrogena, am avut și de la el, dar l-am terminat, cred că l-am în ultimul Empties, tot de la ei, tot din cama asta cu pink grapefruit, ce era? Era un scrub, un scrub de față și acela bun, cumva acela s-a dus mai repede decât acesta, nu știu exact care fază, am folosit eu mai puțin la fiecare curățară și mai mult din acela, habar n-a. Dar a fost bun. Acum am alte la rând, poate o să-l mai cumpăr la un alt din farmacia Tei la un preț ok. Ce mai am? Ah, astea tocmai le-am terminat, că m-am machiat. Și eu le foloseam mai mult, ia să vedem, mai unul? Nu. Ce simțeam eu aici, ar mai fi unul. Folosesc aceste șervețele de machiante numai când mă machiez, pentru că mai trebuie să corectez, mai trebuie să fac un alta, câte unul așa, pe tură de machiaj. Nu le folosesc să mă demachiez decât dacă sunt, eu știu, la un hotel, e musa să mă demachiez, n-am altceva și oricum am ceva și să mă spăl pe față și acestea să zicem că ia grosul, dar nu mă bazez doar pe acestea, pentru că nu e ok. V-am zis când le folosesc. Sunt din gama aceea de la Garnier, Micellar Cleansing Wipes, pentru, de fapt, piele sensibilă, fără parfum, fără alcool. Cred că știți, am mai arătat că am terminat 100 de sticle de apă micelară din aceea roz de la Garnier, foarte bună. La fel de bună ca cea de la Bioderma, pe care o folosesc acum și mai am puțin și o termin. De fapt, am una aici, am una mică pe care am terminat-o, o să vorbim acolo. Ce mai am? Gel din ăsta dezinfectant, de fapt fâs-fâs, că îmi place mai mult, pot să dezinfectez și suprafețe, mereu am în geantă, deci să folosesc o tonă de din astea, mereu am folosit. Lactacid sensitiv, loțiune pentru igiena intimă, îl prefer pe acesta, sensitiv, nu știu, se potrivește mai bine cu mine, prefer lactacid, mai am unul cu ceva apă de trandafir, când îl termin pe acela o să-l vi-l arăt. Este mai mare, e mai scump un pic, dar și acela e foarte bun. O să mai încerc să folosesc pe cel de la, îmi scapă numele, i-am amintit că am căutat pe internet, acela de la Saforel. N-am găsit eu probabil varianta potrivită pentru mine, nu știu, mirosul cred că m-a determinat să nu-mi placă. Și așa că o să mai încerc. Dar deocamdată lactacidul e în preferințe. Ce mai am aici? A terminat și soțul meu ceva, și anume de la Avon. Cred că l-a avut primit cadou sau ceva de genul ăsta, că el nu ia de la Avon de obicei, adică eu nu iau lui de la Avon chestii de genul ăsta. Essential Foaming Shave Gel, gel de ras. Ca orice bărbat folosește și da, îl ține ceva timp, da, se pare că va termina și pe acesta și l-am rugat să pun aici. Ce mai am aici? Mai am un gomaj de duș, adică un shower gel exfoliant din acesta cu particule de la Cottage cu tender caramel, sweet caramel, știți, acea aromă care nebunește pe toată lumea, e cred că cea mai bună de la ei și era bun de travel, cam atunci l-am folosit și avea și aceste particule exfoliante care făceau o treabă bună. Sunt niște formule ok, mie îmi plac aceste geluri de duș. Ce mai am aici? Mai am un Dove Caring Hand Wash cu Shea Butter and Warm Vanilla. Cam asta folosesc eu. Adică ăsta e cel mai bun pentru mine când simt ca miros, îmi place cel mai mult, ca textură, ca tot. Asta nu zic că nu mai folosesc și altceva, poate mai ieftin, pentru că ăsta nu e cel mai ieftin, dar când vreau să mă relaxez, să știu că îmi place mirosul, mi-au una din asta. Acum am încă una de folosit și o să văd eu după aceea ce o să mai folosesc.
Ce mai am aici? Water wipes de la Allergy UK. Acestea se găsesc, se găseau înainte în Kaufland, acum sunt altele. Tot la fel de bune, tot pe bază de apă. Acestea au o picătură de extract de fructe, ceva. Sunt pentru bebeluși, dar se pot folosi și de către adulți. În cazuri de urgență, mă rog, știți voi, de folosit, să vă curățați pielea. Cu asta se, asta este scopul lor. Și mie îmi plac foarte mult pentru că n-au nici miros, au o textură ok, adică practic sunt apă cu un... o picătură acolo de ceva extract de fructe. Și dacă sunt ok pentru pielea bebelușilor, sunt ok și pentru pielea mea. Și sunt la nu știu câta pungă de în acesta. Acum se găsesc, am văzut la BBT, cel mai ok ca preț, parcă la BBT erau. Hai să vedem ce mai avem aici. Păi, mai avem un gel de duș și un șampon. Stai, asta e pentru ial soțului. Gel de duș cu crem de framboz de la Cottage. Este un lapte hidratant, un gel de duș sub formă de cremă lapte. Și îmi place textura, e 97% de origine naturală, zic ei. Acesta era cu zmeură, framboază înseamnă zmeură. Și era foarte bun, formulă nouă, zic ei. Foarte ok de vară, știți, îmi place formula lor și cam toate de la ei îmi plac. Ce mai am aici? Ce am mai pus soțul aici? Un șampon Head & Shoulders. Doamne, cum arată șamponul acesta, nu vreți să vedeți. Repair cu ulei de argan. El folosește Head & Shoulders pentru că are ceva mătreață și lui îi face bine. Mie, nu, eu nu mă ating de așa ceva. Am folosit cât eram mai mică, mai tânără. Dar nu îmi rezolva absolut nimic, ba din contră, cred că îmi făcea și mai multă mătreață, dar lui îi place și își mai ia genul acesta de parfum, de parfumuri, auzi, doamne, auzi, doamne, mă gândesc numai la parfum, genul acesta de șampoane să se spele cu ele pentru că îi face bine, îi fac bine. Hai să vedem, tar, super, for men. Loțiunea astringentă calmată, e după ras, e cel mai ieftin, dar... e ieftin și bun. Adică e, nu știu, 5 lei, ceva de genul. Sau poate s-a făcut 7. Cine știe să-l fi scumpit și acesta. Dar e cel mai bun. După el, bine, a avut mai multe. Unele miroseau pe el ca un șobolan mort, trebuie să recunosc. Acesta miroase și ok, își face treaba. E și ieftin, ce mai vreți. Așa, ce mai am aici? Mai am eu, mai am un lactacid sensitiv. Am folosit aici lactacid sensitiv în prostie. Și am acest șampon, am zis să mai încerc alt fel de șampon. Eu mă spălam cu cel de la Vela, portocaliu așa, o să pun o poză, Enrich something something. O bună perioadă m-am spălat cu el, dar pe urmă am zis hai să mai schimb. Și m-am spălat cu acesta că am văzut că are 72 de ore de hidratare cu efect redensificator, acid hialuronic, redensifică părul și hidratează pe termen lung. Da, sigur. Păr deshidratat. Niciun șampon nu vă face chestiile astea. Hai să fim serioși. O avea la hialuronic, dar nu hidratează părul. Dacă vreți hidratare, vă puneți un tratament în păr, o mască, un tratament leave-in, ceva de genul acesta și vedeți clar rezultate. Nu cu un simplu șampon. Șamponul nu face decât să curețe. După mine. Și acesta este de la L'Oreal, Elsev Hyaluron Plump. Am folosit în timp record, adică a fost, cum să zic, folosit mult odată, mie așa mi s-a părut. Adică nu e chiar atât de spornic, dar am fost încântată că l-am terminat. Nu știu dacă o să recupăr, mai am balsamul din gama asta. Ce pot să zic, nu e chiar preferatul meu. Ce mai am aici? Ah, mai am un Dove. Mamă, sunt la 3-a de Dove, acum am dat seama, Caring Hand Wash, tot așa o rezervă din asta de... să pun, mai am de la Evelyn. De câte ori mă duc în BBT, acolo la casă, dacă vă duceți la zona de creme, o să vedeți că la zona aia de casa mică, să zic așa, nu casa mare, o să aveți aceste măști și am luat-o pe cea mai ieftină, pentru că știu că e bună. Evelyn Q10, 7,50 lei a fost. E infuzată cu... o fiolă de 20 de mililitri de ser care întinerește pielea, zic ei. Ce mi-a plăcut e că e subțirică,
e bună de fața mea, adică se potrivește, altele sunt forme ciudate și are o grămadă, colagen, aloe vera, mușețel, alantoină și castravete, că nu venea. Deci e bună, e ieftină, e ce trebuie. Bun, ce mai am aici? Am un săpun lichid. Doamne, că m-am spălat pe mâini. De la Tien, cred că acesta era cel roz, care era în sticla asta. Pe asta l-am terminat ultimul, da, înainte să mai cumpăr un Dove. Pentru că am vrut să-l termin, a avut 1000 de mililitri și e cu migdale și ceva flori, dar în general migdala se simțea. Hidrata bine, cele de la Sien sunt ok. Mai cumpăr eu de la Lidl așa, șervețele din acelea cu lămâie, de la W5, cele mai bune. Bine, mai sunt alte, dar alea sunt ieftine și bune și mari și multe. Și mai au de la Sien rezerve din astea de săpun, ca să am în casă, dacă vreau un săpun. Nu e cine știe ce, dar își face treaba. Și mai am câteva chestii pentru care mă duc la Lidl special. Așa, să vedem ce mai avem, ce mai avem. Acum mai avem multe. Mai avem un hidratant de igienă intimă. Un gel de curățare. Da. Cu extract de mușețel de la Catherine. Cred că așa se citește. E de la Kaufland luat. Cred că e cel mai ieftin. 5 lei, 7 lei, something like that. 4 lei, parcă era odată 4 lei, dar acum nu mai bag până în foc că nu s-au scumpit. Și da, e dita mai sticloanța, te curăță, nu este fenomenal de wow, ce miros, dar ce senzație, dar... Dar își face treaba, adică pentru ceva de genul, nu știu, ai o casă în altă parte, la țară, vrei să te duci acolo o sticlă din asta și ai un gel foarte ok, nu te costă mult. Sau în perioadele în care eu mai alternez, când mă plictisesc și mai au și cât un dăsta când am drum pe Kaufland și știu că nu mai am gel. De ce nu? Bun, hai să-l bag aici. Sper că stă în picioare, că am foarte multe. Da. Mai am aici așa. W5, ce vă ziceam. De la Lidl, My Favorite. Astea cu lămâie sau și alea cu măr sunt ok. Dar astea cu lămâie sunt preferatele mele. Te țin mult și bine. Și îți faci treaba cu ele. Cureți toate suprafețele, foarte ok. Bine, le cureți temporar, că pe urmă trebuie să dai cu ceva, cu un fâs-fâs, cu... dacă vrei să cureți ca lumea. Dar astea sunt de zi cu zi de curățat colo-colo, mai ales prin bucătărie le folosesc eu. Am și unul în baie, bine, în baie am ceva special de baie acum, dar în bucătărie le am mereu și le scot când am nevoie. Ce mai am aici? Ah, mai am și... Detol, am avut și o grămadă de din astea, am zis, le-am avut din perioada pandemiei de la început și am zis, hai să termin stocul, pentru că nu mai vreau să-mi iau. Aveam vreo 5, 6, 7, 8, nici nu mai știu câte mi-am luat. Mi-am luat în disperare la un moment dat, de câte ori le găseam, pentru că le găseam rar. La un moment dat detolul nu se găsea, mai țineți minte? Se găsea dimineața, și dacă te duceai dimineața apucai, dar dacă nu, nu mai, nu. Și așa că luam câte un pachet de șervețele din astea de câte ori aveam ocazia și așa că de atunci mai am și acum vreo, cred că 3 sticle am rămas de fâs-fâs tot cu detol, tot dezinfectant pe care îl folosesc, dar hei, n-am mai luat de mult, așa că trebuie să le folosesc pe acelea. Ce mai am aici? Ah, mai am un water wipes din acesta, am zis că sunt preferatele mele. Uitați aici! În gamă cu ăsta, așa le-am luat pe amândouă de la BBT. Neutrogena, refreshere, clear, tot cu pink grapefruit și vitamina C. Daily exfoliator, zice că e, daily exfoliator, adică te exfolia, dar mai ușor, mai ok. Nu atât de, nu era dur cu pielea ta, deci de asta puteai să folosești chiar în fiecare zi, nu-l foloseam în fiecare zi. Mi se pare prea mult, dar era ok. Ce mai am aici? Mai am garniera, a mea, micelară, preferata mea, la care o să mă întorc întotdeauna. Mai am un săpun, mai am două săpunuri, stați, doamne, câte săpunuri lichide. Și pe astea le-am folosit de mai multe ori, dar la un moment dat am zis să le schimb. De la Balea avem Sweet Clementine cu
clementine și vanilie. Pe acesta vi l-am tot lăudat și laud în continuare. Și acesta a fost ok-ish, cel cu pepene. Vamos a la playa. Something like that. Așa arată. Dar acesta, iarna, când era mai frig, a fost minunat, pentru că, bine, și ediție limitată, nu știu dacă îl mai găsiți, a fost minunat pentru că miroase, după mine, alira. Bine, în sub formă de săpun lichid, adică nu e ceva ca un parfum, nu vă gândiți că vă dați cu parfum pe mâini, dar mirosea ceva după ce te spălai și era super plăcut. Acestea de la Balea mie îmi plac și le folosesc. Indiferent dacă poate au chestii, nu știu, tot mai ok în ele, dar... Hai, ce mai am aici? Ah, de la... din partea soțului, cadou. Un Black Suede, Black Suede Touch. Da, are și parfum Black Suede Touch de la Yvonne, luat de mine. De 100 de ani îl are. E încă ok, e încă bun. El îl va folosi vreo 10 ani, cred, la cum folosește parfumuri. Și a avut în set, cred, și acest gel de duș. L-a folosit mult mai repede decât parfumul, e clar. Și i-a plăcut, că are același miros. Black Suede Touch ca parfum e ok pentru un bărbat. Bine, e ok ca parfum de buget. Adică nimic. Wow. Ce mai am aici? Păi mai am așa. Mai am asta. Pe care o folosesc în bucătărie. Doamne, câte săpunuri lichide am putut folosesc. Acum îmi dau seama. Acesta cu ginger and lemon, adică cu ghimbir și lămâie, folosesc mai mult pentru bucătărie, că îmi place mai mult cum miroase acolo și cum curăță. Am un tot așa, un recipient de săpun tot din gama asta, ginger and lemon, pe care l-am luat odată și îl tot reumplu. Pe acela se pare că nu îl schimb atât de des, mă plictisesc de el. E micuț, încape acolo lângă chiuvetă și e ok. Să am și acolo un săpun și acesta este preferatul meu pentru bucătărie. Mai am aici ceva, o cremă. O cremă de față de la Nuxe, acest brand. Să vedem dacă așa. Creme Prodigieuse Boost, cremă gel multicorector. Am folosit-o cât am putut, cred că mai am un pic din ea. Și o pot scoate care pompiță, dar mi se pare că s-a învechit și am zis hai care mai mult de un an, cât scrie pe el, și am zis hai să nu mai folosesc oricum. Am altele nedesfăcute care stau la rând și așteaptă să fie și ele folosite. Și mai primesc altele și mă bag în alea și nu apuc să le folosesc pe cele pe care le am. Deci am vreo 4-5 creme care stau la rând să fie folosite. Da. Dar eu sunt foarte... mă dau când am chef cu una. Acum folosesc cea de la Clinique 100 de ore de hidratare. Aceea roz, așa, somon, culoarea aia. Și mai folosesc ceva de la Laneige pentru că am primit cadou de la o bună prietenă. Hello, hello, dacă te uiți. Și îmi place foarte mult. E un set întreg de îngrijire și cu mască și cu mască de noapte și îmi place foarte mult. Și da, e foarte bun și le folosesc alternativ, așa. Și acesta am zis că se va duce la Empties. Cam asta este. Cam astea sunt. Nu mai e nimic de aici, nu mai e nimic. Sper că v-a plăcut acest clip, o să-l las așa mai scurt, să-l poată urmări mai multă lume, adică nu zic că voi nu mă urmăriți, știu că m-ați ascultat și ore pentru că mi-ați tot zis, dar acum, oricum, trebuie să fug și să reciclez ce se poate recicla de aici și să sortez și să eliberez plasa pentru că trebuie să o reumplem, nu? Sper că v-a plăcut, ne revedem la un clip cu și despre parfumuri. Va fi probabil poate un haul. Ia lăsați-mi în comentarii. Cel mai bine. Lăsați-mi voi în comentarii ce preferați să fie următorul clip. Un haul cu parfumuri noi. Nu foarte multe, dar parfumuri noi. Pentru că trebuie să fac că se apropie final de lună, dar mai am timp cât de cât. Sau un clip cu parfumuri mult iubite pe care eu pur și simplu nu le înțeleg. Nu mi-au ajuns la inimă și vă spun de ce. Dar sunt din acelea, vă avertizez, mult iubite și folosite de mai multă lume. Acum voi îmi spuneți, aș prefera, eu zic că un haul ar fi mai interesant, dar și celălalt. Voi îmi spuneți în comentarii ce preferați. Ne vedem la următorul clip. V-am pupat! Ciao, ciao!